În această seară am pe inimă să împărtășim Cuvântul lui Dumnezeu și așa cum ne-am rugat, Dumnezeu să binevoiască să deschidă o ușă pentru fiecare dintre noi. În seara aceasta vom vorbi despre identitate creștină, despre ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu. Când vorbim de identitate, de identitatea unui om, eu am înțeles că identitatea noastră, identitatea unui om, se fundamentează pe patru mari pere, se articulează, se configurează în jurul a patru mari valori. Prima este cea legată de credința în Dumnezeu. Suntem creștini. Nu ne putem defini ca oameni fără să ne raportăm la Dumnezeu, Creatorul nostru, să-L recunoaștem ca Făcător, ca Dumnezeu, ca Domn și Mântuitor al nostru. În ce ne privește, pe noi cei de aici, marea majoritate, spunem despre noi că suntem creștini penticostali. Aceasta este identitatea noastră creștin-confesională. Al doilea reper, în jurul căruia se configurează identitatea unui om, este neamul din care se trage, națiunea, poporul căruia îi aparține. În ce ne privește, suntem români. Vorbim o limbă, avem o țară, avem o istorie, o cultură. E foarte important să subliniem și identitatea noastră națională. Nu ne putem defini bine ca oameni fără să facem trimitere și la poporul din care ne tragem. Suntem români. A treia coordonată este reprezentată de familie. Fiecare om are tată, are mamă, fiecare om are bunici, se trage dintr-un neam, poartă în el un cod genetic pe care l-a moștenit de la părinții lui și de la străbunicii și bunicii lui. În ce mă privește, spun, eu sunt Brie. Asta e familia mea. Dumneavoastră aveți familia dumneavoastră. Nu te poți defini bine ca om dacă te rupi de familia ta, de neamul tău, de acasă al tău. Trebuie să subliniem și această particularitate foarte importantă. A patra, nu lipsită de semnificație și de importanță și ea, ține de identitatea de gen. Dumnezeu l-a făcut pe om, bărbat și femeie. Peste acestea nu-i voie să mai adăugăm nimic. Felul în care au fost interpretate și reinterpretate aceste particularități legate de identitate de gen ne face de cele mai multe ori să râdem și câteodată să plângem, tot râzând de aceia care așa mari prostii afirmă. Cum adică să te uiți în oglindă și în loc de un bărbat, cum e chipul pe care ți l-a dat Dumnezeu, să vezi o femeie, cum să nu-ți vină să râzi? Și după aceea să și plângi de încât întunecime poate să ajungă un om. Identitate de gen. Bărbat și femeie. Când vorbim de identitate, dacă cineva, spre exemplu, m-ar întreba pe mine, domnule, dumneavoastră, cine sunteți? Eu pot să răspund așa. Eu sunt creștin penticostal, român, mă cheamă Brie și sunt bărbat. Răspunsul este cât se poate de clar. Și clar trebuie să fie pentru fiecare om. În seara aceasta nu vom vorbi despre identitatea națională și nici despre cea legată de familie și nici cea legată de gen, ci de identitatea creștină. De felul în care ne așezăm în relația noastră cu Dumnezeu, în așa fel încât Dumnezeu se recunoască în noi copiii Săi. Nu vorbesc aici de identitatea creștin-confesională. Aici sunt foarte multe nuanțe. Și cu siguranță și în această casă de rugăciune, în această seară, sunt oameni care aparțin unor comunități creștine, confesionale, de confesiune diferite. Nu asta e problema și nici discuția. Problema însă este reprezentată de altceva. Oare în noi recunoaște Dumnezeu copiii Săi? Că aparții de unei biserici sau unei alte biserici, oare Dumnezeu, când se uită din cer și își caută copiii, ne găsește și pe noi în rândul lor? Despre asta căutăm să vorbim în această după-masă. Problema este, de departe, de a fi simplă, este complexă. Și cu atât este mai complexă, cu cât există două feluri în care te poți raporta la Dumnezeu. Ne putem raporta la Dumnezeu în baza instinctelor noastre omenești, naturale,
Sau ne putem raporta la Dumnezeu într-un mod călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și coordonat de principiile Sfintelor Scripturi? Poți să fii creștin după reflexele naturale ale firii pământești sau să fii creștin născut din nou, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Problema aceasta este o problemă foarte veche. Biblia ne spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și după asemănarea sa și, printre altele, l-a înzestrat pe om cu capacitatea de a se raporta la Dumnezeu, de a vorbi lui Dumnezeu, de a fi în comuniune cu Dumnezeu. Într-o zi însă s-a întâmplat că omul a căzut în păcat și odată cu căderea în păcat, capacitatea omului de a se raporta la Dumnezeu, de a se conecta cu Dumnezeu, de a vorbi lui Dumnezeu și de a-L auzi pe Dumnezeu, a fost profund afectată. De observat este că omul nu și-a pierdut aplecarea spre spiritualitate, doar că în zona aceasta a devenit foarte confuz. Și acea spiritualitate curată, intenționată de Creator, s-a transformat în ceva ce am putea numi religiozitate. Aduceți-vă aminte că primii doi frați, Cain și Abel, amândoi au fost la altar. Amândoi au avut un fel de credință. Unul a fost recunoscut de Dumnezeu și acela a fost Abel și celălalt a fost respins. Notați, vă rog, Cain n-a fost ateu și el a adus lui Dumnezeu rugăciune și el a făcut un altar. Și ce e ciudat de observat este că și lui a vorbit Dumnezeu și l-a auzit pe Dumnezeu. Problema e că totul s-a oprit aici. Cain este prototipul creștinului după Duh. Abel este prototipul creștinului după Duh, iar Cain, prototipul creștinului după fire pământească. Necazul mare e că firea noastră pământească, separată de Dumnezeu, nenăscută din Dumnezeu, despre care Apostolul Pavel spune că este în vrăjmășie cu Dumnezeu, e capabilă să fie și religioasă. Eu nu-mi pot explica altfel prezența în lume a idolatriei, a religiilor păgâne, false, a ereziilor, a vrăjitoriei, a ocultismului. Nu putem explica prezența între oameni a acestor manifestări religioase decât în contextul trăsăturilor religioase a firii noastre omenești, nenăscute din Dumnezeu. Acum, dacă un copil s-a născut într-o familie de hinduși, instinctele naturale ale firii sale pământești îl face să observe religia în care este educat, o învață, o imită și mai târziu o reproduce. Și când este mare, se numește hindus. Dacă s-a născut într-o familie de musulmani, reflexele care l-a făcut pe cel de hindus, pe copilul de hindus, îl face de data aceasta pe copilul născut în familie de musulman să devină când e mare musulman. Reflexele religioase ale naturii sale omenești observă religia de care are parte, influența religioasă din jur și aderă acesteia mai târziu. Mă întreb, ce se întâmplă dacă omul s-a născut într-o familie de creștini? E posibil oare ca pe aceleași căi pe care hindusul și musulmanul devine mai târziu, crescând în familie, educat fiind în spiritul religiei sale, aderă la religia lui, exact pe aceleași căi să devii și creștin? Există posibilitatea oare ca din reflexe ale firii pământești, fără să fii născut din Dumnezeu, fără să-L cunoști pe Iisus Hristos, fără să ai în tine Duhul lui Dumnezeu, reflexele naturale ale firii pământești, această caracteristică religioasă a naturii noastre omenești, să nască în noi răspunsul? E posibil? Eu vă spun că este. Și tocmai aici este problema cea mare. Problema cea mare pentru creștinii din vremea noastră constă în faptul că e posibil ca cineva să adere la credința creștină, să revendice identitatea creștină, fără să fie profund atins de miezul învățăturii creștine, de Domnul nostru Iisus Hristos, de Duhul Său cel Sfânt.
E posibil doar ca la un nivel de suprafață, fără să se intre adânc în profunzimile ființei umane, fără să vină acolo Hristos, fără să transforme, fără să regenereze. Notați, vă rog, nimeni, după învățătura Noului Testament, nu poate să fie copil al lui Dumnezeu decât dacă este născut din Dumnezeu. Nu se poate altfel. Poți, un om nenăscut din Dumnezeu fiind, să fii în proximitatea creștinilor autentici, să înveți de la ei, să fii influențat de ei, să adopți anumite valori din valorile pe care le au ei și până la un anumit punct să le repeți, să le imiți, să le reproduci. Și totuși, în esența lucrurilor, să nu fii copil al lui Dumnezeu. Întrebarea noastră este, cum facem separarea? Cum știm oare de care parte ne găsim? Cum am putea să știm dacă suntem născuți din Dumnezeu sau nu? Cum am putea să ne dăm seama dacă suntem creștini după Duh sau creștini după fire pământească? Sigur că nu trebuie să cădem la ispita de a spune, o, știm noi pe câțiva care sunt din altă parte decât râdul copilului lui Dumnezeu. Solzhenitsyn a spus odată o vorbă înțeleaptă. Granița dintre bine și rău, spunea dumnealui în acest context, nu trece printre mine și semenul meu. Granița dintre bine și rău trece prin fiecare inimă de om. Și aici e bine să ne gândim la noi înșine. Și să ne punem întrebarea, suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu? Revenind la pasajul Bibliei care s-a citit, Domnul Iisus a spus iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, cuvântul meu veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Reacția lor a fost una de respingere. Noi n-am fost robii nimănui, noi suntem sămânța lui Avram. Și din felul în care a mers dialogul, reiese faptul că acești interlocutori ai Domnului Iisus n-au fost recunoscuți de Dumnezeu ca și copiii ai Săi. Până acolo s-a mers încât Iisus, în următoarele paragrafe scrie, a spus despre ei, tatăl vostru spiritual este diavolul. Așa le-a zis. De altfel, unor oameni religioși, liderilor religioși a poporului Israel din respectiva vreme, le-a spus aceste grele cuvinte. Prin urmare, oamenii aceia credeau despre ei că sunt copii ai lui Dumnezeu, așa au și zis, suntem fiii lui Avram, dar în adevăr, lucrurile stau cu totul altfel. Ei, nu poți să-ți refuzi întrebarea, în dreptul meu, cum stau lucrurile. Uite aici, exemplu unor oameni convinși că umblă bine și că sunt copii ai lui Dumnezeu, dar care, confruntați cu adevărul lui Iisus Hristos, se dovedesc a fi în altă parte. În cele ce urmează, îngăduiți-mi, vă rog, să conturăm un profil al creștinilor după fire pământească și apoi un profil al creștinilor după Duh în patru trăsături specifice ale fiecărei categorii. Cu siguranță că trăsăturile specifice ale acestor categorii de creștini sunt mult mai multe. Încercăm cumva să deschidem un drum și apoi Dumnezeu ne va conduce mai departe. Vom începe prin a descrie profilul creștinilor după fire pământească. O primă trăsătură a lor, evidentă și în descriere Scripturii, dar și în viața de zi cu zi, creștinul după fire pământească este creștin din cauza unui obicei religios și a unei tradiții religioase. Ceea ce îl determină să participe, ceea ce îl determină să vină, să se implice, să fie activ în viața unei comunități creștine, nu este dragostea de Dumnezeu, ci este obiceiul religios, tradiția religioasă. Nu trebuie să minimalizăm
capacitatea obiceiului și a tradiției religioase de a naște reflexe religioase puternice. E posibil ca cineva, inspirat din exemplul celor din jur, din educația primită în familie, care este foarte bună, nu acolo e problema, cumva având în față precedente ale unora care în mod autentic s-au întors la Dumnezeu, să imite la nivel de obicei și de tradiție. Domnul Iisus a spus că aceia care sunt copii ai Săi nu sunt născuți din carne și din sânge, nici din voia oamenilor, nici din voia lor, ci sunt născuți din Dumnezeu. Creștinii după fire pământească, în schimb, sunt născuți din voia oamenilor. Copile, dacă vii la biserică în fiecare duminică până în data de 15 septembrie, când începe școala în 15 septembrie, ai un telefon nou nouț de la tată. Băiatul își face calculele și spune merită. Pe linia asta se pot întâmpla altele. Un frate mai mare, o soră mai mare, cei din față au aderat la credință, s-au întors la Dumnezeu, s-a creat cumva așa un val, s-a pus în față un precedent și cumva, ca să-ți regăsești locul în comunitatea în care te-ai născut și în care sunt legăturile cu oamenii și prietenii și relațiile tale, aderi din obicei, din tradiție. În alte comunități de credință, botezul în apă se face la vârstă foarte fragedă, în comunitățile noastre, la vârsta responsabilității morale. Dacă e doar o diferență de timp, am încurcat-o rău de tot. E posibil să treacă doar ani, fără să fie Hristos, fără să fie convertire, fără să fie pocăință, fără să fie naștere din nou, ci doar un alt obicei. Asta e o problemă. Religia, frații mei, e capabilă să creeze atașament foarte puternic, convingeri puternice. E suficient să exemplificăm cu fundamentalismul islamic. Ce în stare să facă o tradiție religioasă dintr-un om? Să-l ducă până acolo încât să creadă că face serviciu pentru împărăția lui Dumnezeu dacă ucide semeni ai Săi. Asta face obiceiul religios. Veți cunoaște și am cunoscut și eu oameni care în numele convingerilor lor religioase au fost în stare să facă rău semenilor lor. Să folosească învățătura Scripturii ca pe o armă, să rănească oameni, să lovească oameni. Așa ceva copiii lui Dumnezeu nu fac. În al doilea rând, creștinii după fire pământească sunt creștini după impuls emoțional. Ceea ce naște răspunsul este un val de emoție. Nu e o cugetare adâncă, o așezare interioară, o reflexie profundă, o socotire a prețului, o asumare a căii, o alegere conștientă, voluntară a Domnului Iisus, cu lepădare de sine și cu iubire de Dumnezeu și cu atașament până la moarte. Nu! Ci e ceva foarte volatil. Emoții. Emoții religioase. Cumva a apărut un context. Poate fi ceva indus, poate fi pe fondul unui caz din viață. Cine știe cine a născut emoția și cum s-a născut? Dar pe fondul acestei emoții, omul a dat răspunsul. Frații mei, firea pământească este capabilă să exprime sentimente religioase foarte profunde și puternice. Nu trebuie să confundăm orice sentiment religios pe care cineva îl are sau îl poate avea cu viață creștină autentică. Nu orice bucurie este bucuria Duhului și nu orice plâns este plânsul Duhului. Emoțiile pot încurca lucrurile. Creștinii autentici au emoții. Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu simțăminte. De la El vin și El inspiră. Biblia vorbește despre bucuria mântuirii, despre bucurie în Duhul Sfânt și despre câte alte emoții binecuvântate de Dumnezeu. La creștinul după fire pământească, ele sunt contrafăcute.
și ele sunt vârful de lance. Lance nici nu mai este. Atât ai tot. Dați-mi voie să observ că e posibil, creștinul după fire pământească, în lumea lui emoțională, e posibil să aibă și mustrări de conștiință. Nu trebuie să cădem în greșeala de a confunda mustrările de conștiință cu pocăința. Creștinul după fire pământească este capabil să aibă mustrări de conștiință severe. Și Iuda le-a avut și Cain le-a încercat. Nu orice mustrare de conștiință reflectă pocăința. Nu orice mustrare de conștiință este recunoscută de Dumnezeu. Vă aduceți aminte cu câte lacrimi, cu cât plâns, cu câtă jale și cu câte regrete își plângea Esau greșeala? Și n-a fost primit. Pentru că nu era plânsul pocăinței, ci era mai degrabă un plâns înrădăcinat în ciuda născută în constatarea că a pierdut oportunitatea. Firea pământească este capabilă să exprime sentimente religioase. E capabilă să exprime mustrări de conștiință. Dar nu e capabilă să meargă în profunzimea lucrurilor până la crucea lui Hristos și acolo să accepte transformare radicală, profundă și să facă ascultare. Asta nu. E doar la suprafață. Când în ibric îi apă puțină și pui pe sobă ibricul, iute de înclocot. Și la fel de iute se răcește. Îngăduiți-mi să observ faptul că există oameni care se convertesc din entuziasm și se leapădă din principii. Creștinii după fire pământească. Domnul Iisus iar a semui în sămânța aceea care a căzut pe stâncă. Pilda semănătorului. O altă trăsătură a creștinilor după fire pământească ține de dependența de simboluri. Creștinii după fire pământească depind de simboluri. Lipsind din lumea Duhului, neavând acea gândire duhovnicească despre care Apostolul Pavel spune că e necesară, așa zice el în Epistola către Corinteni, lucrurile duhovnicești nu pot fi înțelese decât de către oamenii duhovnicești, oamenii firești, oamenii care lipsesc din dimensiunea Duhului Sfânt, nu le pot înțelege. Și atunci au nevoie cumva să și le reprezinte. Și de regulă reprezentarea se face prin simboluri. E vorba aici de un limbaj. În anumite confesiuni creștine găsim o anumită categorie de simboluri în care creștinii după fire pământească din respectiva confesiune se regăsesc, iar în ce ne privește, în confesiunea noastră, avem alte simboluri. Cum n-avem simboluri, cum ar fi icoană, statuie, cruce sau știu eu simboluri de acestea, creștinul după fire pământească din spațiul neoprotestantă și inventează propriile simboluri. Și de regulă acestea sunt oameni. Cultul personalității acelor lideri care îi atrag, acelor slujitori a lui Dumnezeu, pot fi oameni a lui Dumnezeu, autentic. Creștinii după fire pământească din Corint au zis cu mândrie, noi suntem a lui Pavel. Și au venit alții și au zis, Pavel nu-i bun de nimic, noi suntem a lui Apollo. Și cearta a fost acolo. Oamenii s-au legat de oameni. Dependența de oameni, dependența de simboluri. Dacă în natura sa religioasă omul i-a plecat spre discurs, spre cugetare, spre discurs, să zicem, e caracterizat de această trăsătură intelectuală mai degrabă. Omul după care se va duce va fi un predicator. Dacă natura sa religioasă e aplicată mai mult înspre mistic, îl vom vedea la rugăciuni și din profet va face simboluri. Dacă limbajul naturii sale omenești e aplicat înspre artă, cântăreți, interpreții creștini vor fi idolii lui. Acolo se va regăsi. Și ce e de observat este că nu e interesat de profunzimea mesajului, ci este atras de forma spectacolului. Și dacă Doamne ferește, găsește în simbolul pe care și l-a ales
tot un creștin după fire pământească, lucrurile deja sunt în faza dezastrului. Asta e problema. Nicazul este că în adunări au aderat ca membri, au trecut prima apa botezului bărbați și femei care nu s-au pocăit profund, nu s-au născut din Hristos. Și au rămas doar la acest nivel al exprimării religioase în puterea naturii omenești neregenerată de Duhul Sfânt. Mă îngrozește gândul că ar putea să fie și în adunările noastre așa. În biserica din Corint, spunea apostolul Pavel că această realitate a fost întâlnită. Le zicea fraților din Corint: fraților, între voi sunt unii oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Erau membri în comunitate și nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Creștini după fire pământească. Să ne gândim la asta. Odată atenționând pe un asemenea creștin după fire pământească, am ținut să-i spun: grijă, omul acela pe care îl urmești, îl asculți, e compromis. Dacă te duci după el, o încurci rău de tot. Ai grijă, vechează. La care s-a întors și a zis: auzi, pe mine mă interesează cum trăiește. E treaba lui. Mie îmi place cum vorbește. Răspuns tipic de creștin după fire pământească. Frații mei, niciun copil al lui Dumnezeu născut din Duhul lui Dumnezeu nu se lasă amăgit în acest punct. Nu se lasă. Ceva din interiorul lui îl atenționează, îl pune în gardă și știe unde este limita. Vorba apostolului Ioan: ungerea Duhului care este peste noi ne învață și nu e nevoie să ne învețe cineva, că ungerea aceasta ne învață. Despre asta e vorba. Mai e ceva. Creștinii după fire pământească au o înfățișare vlavioasă, pe interfață imită, reproduc, afirmă cu convingere chiar particularități ale vieții religioase, evlavioase, dar în profunzime nu sunt întorși la Domnul Iisus și nici nu au viață spirituală. Inima lor este inimă împărțită. Sunt creștini pe jumătate. Părți ale vieții, ale ființei lor reflectă influența învățăturilor Domnului Iisus. Pot să recite versete, pot să reproducă din valorile creștinătății. Necazul este că inima este împărțită. Spații masive din viața lor sunt întunecoase. Hristos n-a intrat acolo. Necazul cel mare este că ei sunt biruiți de păcat. În realitate, aici este esența. Creștinii după fire pământească nu pot învinge tentațiile păcatului. Este exact ce a spus Domnul Iisus: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Adevărat, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Creștinii după fire pământească, necazul cel mare al lor este că iubesc păcatul. Nu o recunosc, dar ei știu asta. Sunt fericiți când îl fac. Deși după aceea au mustrări de conștiință și sunt în stare să se jure că nu-l vor mai face niciodată. Ca după aceea, cu aceeași poftă nesăbuită, să-l facă din nou. Ca apoi din nou se confunde pocăința cu regrete superficiale. Și tot așa. Inimă împărțită, creștini după fire pământească. Marea problemă, stimați frați și stimate surori, e că în inima creștinilor după fire pământească, Iisus Hristos nu a cucerit, El nu este Domn acolo. Puterea învierii Lui nu și-a spus cuvântul acolo. Și acestea din simplu motiv că n-a fost lăsat. De bună seamă că oricând pot apărea transformări. Dumnezeu poate să facă o schimbare. Inima omului se poate deschide larg. Duhul lui Dumnezeu poate schimba. Amen. Și o va face ori de câte ori
omul se deschide spre Dumnezeu cu această credință care strigă după ajutor. Ai milă de mine, Doamne! S-ar putea unii dintre dumneavoastră să vă regăsiți aici. Cel rău, prin poftele firii dumneavoastră pământești, vă îngenunchează. Și cădeți mereu în păcat. Dumneavoastră nu mai aveți nevoie de o altă predică. N-aveți nevoie nici de cineva să vă lămurească că ce faceți nu-i bine. Nu e nevoie să vină cineva să vă facă mustrare. Știți bine că e rău. Nevoia dumneavoastră este nevoia de viață. De Hristos. De acea putere regeneratoare a Duhului Sfânt care schimbă. Domnul o va face cu toți aceia care se deschid către El. Slăvit să fie numele Său. Să vorbim în cele ce urmează despre creștinii după Duh. Alte patru trăsături specifice ale lor. Nu trebuie să așteptăm, să așteptați, să facem afirmații spectaculoase și nemai auzite. Creștinul autentic este precum un organism viu. Un organism viu are semne vitale. În semnele vitale ale unui organism viu nu este nimic spectaculos. Spre exemplu, pulsul. Inima ne bate după un anumit ritm. Sau respirația. Respirăm după un anumit, cu o anumită ritmicitate. Astea sunt semne vitale. Vom ști că un om e viu dacă are puls, dacă respiră. Eram copil la școală și dascălii ne învățau despre aceste semne vitale și apoi făceam probă. Unul se făcea că-i mor, se întindea acolo pe jos, închidea ochii, îl trăgeai de el, îl mișcai, îl pișcai, nu reacționa, gata, e mort. Dar noi luam o foaie de oglindă sau de sticlă, o puneam pe sub nas și vedeam cum transpiră. Și scoală-te că ești viu, că sufli. Cel mort nu respiră. E semn vital. La fel, creștinul născut din nou are semne vitale. Frații mei, semnele vitale nu se pot imita. Le ai sau nu le ai? Ele sunt prezente. Haideți să vorbim despre semnele vitale ale creștinului după Duh. Sunt lucruri simple și în același timp extrem de profunde. Întâi de toate, creștinul după Duh crede cu tărie că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu și a permis acestui cuvânt să-i modeleze viața. Mi se pare ca de clasa întâi ce am spus. Și o să vă spun că așa e. De aici începe tot. Crezi tu că Scriptura este insuflată de Dumnezeu, cuvânt viu al lui Dumnezeu, aducător de viață și de schimbare? Primești autoritatea acelui cuvânt asupra ta? Creștinii după Duh se uită la Scriptură ca la cuvântul lui Dumnezeu. Și-au deschis inima în fața acestei cărți, în fața acestui cuvânt și l-au auzit ca din gura lui Dumnezeu și l-au căpătat, l-au strâns, l-au pus în sufletul lor ca pe viața pe care le-a dat-o Dumnezeu. O femeie în vârstă din părțile Sibiului îmi zicea într-o împrejurare, frate păstor, avea o Biblie, o citea. Zicea, frate Nelu, așa de mult iubesc Biblia, o ținea în mână, așa de mult îl iubesc. Eu aș săruta-o dacă nu mi-ar fi frică de Dumnezeu. A prins o nuanță extrem de sensibilă. Poți să faci din Biblie un simbol, un talisman. Am mers odată cu cineva cu mașina, mă ducea cam tare și mi-a fost un pic frică. I-a zis, mergi mai încet. La care el de acolo îmi zice, auzi, e frică să te duci în rai? Era așa, pe limbajul specific. Și a zis, nu, nici de cum nu mi-ar fi frică. Dar nu te supăra, nici n-aș merge fără planificare, așa și eu gata acolo la ușă, fără veste. Să fie toate la vreme, mergi mai încet. La care el mă liniștește spunându-mi, n-avem cum să pățim nimic rău. Și am zis, dar de ce? Zice, uită-te întorc pe două mașini să vezi ce am. Și am deschis și m-am uitat. Era o Biblie nou-nouță. A zis, cu asta, cu noi, nu pățim nimic. Și am zis, lasă-mă pe mine că mă duc cu ocazie.
N-a fost chiar așa. Poți să faci din Biblie un simbol. Dacă doar asta înseamnă pentru tine, înseamnă că ești creștin după fire pământească. Atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu arată identitatea creștină. Dacă a zis Iisus să nu furi, dacă a zis Iisus iartă din toată inima, dacă a zis Iisus împacă-te, dacă a zis Iisus iubește pe dușman, pentru creștinul după Duh, aceste cuvinte sunt decrete de viață. S-a așezat imediat sub autoritatea lor și trăiește în lumina lor. Nu sunt sloganuri, cuvinte de vreme bună, ci principii după care trăiește creștinul după Duh. Apoi creștinul după Duh s-a convertit în mod profund la Domnul Iisus. El și-a înțeles profunzimea căderii în păcat, a înțeles grozăvia, nelegiuirea păcatului pe care l-a săvârșit. S-ar putea să nu fie chiar așa de grozav când se uită cineva de afară, dar acela care cu adevărat se convertește întotdeauna îl vede grozav. Vă aduceți aminte cum striga profetul Isaia? Vai de mine că sunt un om păcătos! Și cum zicea Iov, cel drept, după ce căpătase din partea lui Dumnezeu mărturia că este drept, l-a cercetat Dumnezeu într-un mod profund și acum spune el așa: până acum urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, Doamne, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-este scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Această scârbă față de sine nu e o imagine proastă de sine. Nu e complex de inferioritate. Nu e depersonalizare. Ci este renaștere din Dumnezeu. E confruntarea cu răul din propria ta viață. Ai înțeles că l-ai făcut împotriva lui Dumnezeu. Te doare. Realizezi că Iisus Hristos din cauza acestui rău a murit. Și regreți asta. În aceleași momente, acolo la picioarele crucii lui Hristos, regăsești puterea transformării, pentru că vine învierea. Cel născut din Dumnezeu s-a întors cu toată inima la Iisus, a permis Domnului Iisus să intre în viața lui. Acel om trăiește cu frică de Dumnezeu, însetează după neprihănire și după dreptate. El nu trăiește în două lumi. El nu e cameleonic. El nu se adaptează circumstanțelor cu oameni de lume care trăiesc în păcat, se poartă ca ei și cu cei creștini joacă roluri precum sunt creștini. Creștinul autentic nu e cameleonic. Din rândul creștinilor după fire pământească, martiri nu se vor naște niciodată. Pentru că ei se adaptează oricărei circunstanțe, se pliază pe orice situație. Instinctele de supraviețuire ale firii pământești îi determină să facă așa. În schimb, creștinul după Duh are convingeri. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. El separă clar între dreptate și nedreptate. Iisus Hristos este Domnul lui. N-ar comite în mod premeditat și cu voia un păcat, cu niciun chip. Este creștin după Duh. În el locuiește Duhul lui Dumnezeu. O altă trăsătură a creștinului după Duh ține de Duhul de rugăciune. O chestiune foarte simplă și foarte profundă. Creștinii născuți din Dumnezeu se roagă. Vă aduceți aminte despre Saul din Tars? Se spunea în Cartea Faptele Apostolilor, este scris: Dumnezeu a trimis pe profetul Anania să-l caute pe Saul și să-i vorbească. Profetul Anania n-a vrut să meargă pentru că știa dinainte vreme că Saul este un persecutor al bisericii. Între timp, Saul se întorsese la Domnul Iisus. Duhul lui Dumnezeu, vorbind despre convertirea profundă a lui Saul, a spus lui Anania așa: du-te că se roagă.
Așa a rezumat, în aceste cuvinte a explicat Duhul lui Dumnezeu, profetului Anania, esența convertirii, esența creștinătății după Duh. Se roagă. Du-te că se roagă. Ai Duh de rugăciune? Nu-i vorba de cum ne rugăm la biserică. Te mână inima din tine, cungetul, conștiința ta, vocea aceea lui Dumnezeu din sufletul tău, să te rogi acasă? Să tragi după tine ușa, să-ți închizi odaia și acolo să te rogi lui Dumnezeu uitând de vreme și de altă cer. Să îți reveri sufletul, să te bucuri, să te încânți în Dumnezeu, Duh de rugăciune. Pe cei care se botează în apă mai tineri, crescuți în familii de ale noastre, le pun două întrebări. Una din ele este, ai simțit vreodată povara păcatului pe tine? Și a doua întrebare, simți așa în interiorul tău să te ascunzi de oameni și să-ți găsești bucuria rugându-te lui Dumnezeu? Din sclipirea din ochii lor, înainte de a-mi răspunde, îmi dau seama dacă sunt atinși de Dumnezeu sau nu. A imita pe deasupra nu-i lucru greu. Creștinii după fire pământească pot să facă rugăciuni, dar nu se pot ruga. Adică până la un punct imită, dar n-au duh de rugăciune. Rugăciunea nu este o revărsare, nu e un limbaj al sufletului său, ci este un exercițiu religios pe care îl imită cu a nevoie. Gândiți-vă la viața noastră de rugăciune. Ne putem regăsi și aici răspunsurile la întrebarea dacă suntem sau nu copii al lui Dumnezeu. Fiecăruia se poate întâmpla să îi vină greu să se roage. Fiecare poate trece prin văi adânci, să îi se pară că ceva nu-i bine, că e o luptă, că e o povară. Dar chiar niciodată să nu te poți ruga. Chiar nici cu... Răspundeți la întrebări. Și mai e ceva. Creștinii după Duh iubesc revenirea lui Iisus Hristos. Această chestiune nu e o chestiune de dogmă. Această afirmație, iubirea revenirii lui Iisus, nu e o mărturisire de credință. Are și această valență. Mai degrabă este o trăire a inimii. Este cheia existenței creștine. Creștinul după Duh, dacă îl întrebi, de ce te lepezi de sine? De ce lupți împotriva slăbiciunii și a păcatului? De ce te jertfești? De ce te rogi? De ce postești? Care este cheia, explicația? De ce dai? De ce ești darnic? De ce lași de la tine? De ce întorci obrazul celălalt? De ce ești altfel? Răspunsul lui este, eu cred în înviere. Eu l-aștept pe Iisus Hristos. Lumea nu-i totul aici. Nu totul e aici. Pentru creștinul după fire pământească, toată existența se rezumă la mânca și la abia, la a fi aici. N-are speranță. Nici nu crede în revenirea lui Iisus. Și dacă spune de ea, e așa doar o teorie. Creștinul după Duh o iubește. E motivația existenței lui. Vă întreb, îl așteptați pe Domnul Iisus? Când m-am întors la Dumnezeu, în anii 91 m-am botezat în apă, acolo în părțile Bihorului, în zona Beiuș, unde am copilărit. În adunarea aceea simplă mi-a spus acel unul dintre frații, că a fost des în sat la noi și a spus fraților din cuvânt, acolo l-am cunoscut pe Dumnezeu. Așa ne-au învățat frații. Măi copii, eram copii, în fiecare seară, înainte să vă culcați, să vă rugați așa, Doamne Iisuse, iartă-mi toate păcatele pe care le-am făcut azi. Spală-mă în sângele Domnului Iisus. Sfințește-mă. Și de va fi să vii în toiul nopții și eu îi dormi dus, ia-mă și pe mine. Așa încheiam ziua, dacă vine Iisus. Și când ne trezeam, spus să nu ieși din casă până nu te rogi. Și să spui Domnului așa, Doamne, am în față o zi nouă, vreau să o trăiesc pentru tine.
Vreau să te cinstesc, să trăiesc o viață curată, să te onorez. Și dacă va fi să vii în timpul acestei zile, ia-mă și pe mine. Crezi asta? Iubești venirea lui Iisus? Un fost coleg de-al meu de studenție, acum este mai mare al nostru, Biserica Pentecostală, mi-a povestit el atunci că niște tovarăși de-ai lui l-au ispitit să facă un râu. Aflaseră băieții că avea ceva bănuți puși deoparte. Și a zis, dă-ni nouă că îi mulțim. Și el a întrebat, dar ce aveți de gând să faceți cu ei? Și a zis, ce să facem? Cumpărăm băutură mai ieftină de acolo și o vindem la noi mai scump. Nu-i treaba ta, tu ne dai bani și ți-ai partea. La care el a zis, la care el a spus, așa ceva cu banii mei nu se va face. Și n-a vrut. Tinerii aceia au insistat și au zis, trebuie să ne răspunzi la întrebare de ce nu vrei să faci asta. Că nu e nicio logică. N-au fost convinși când el le-a spus că a comercializa băuturi alcoolice este păcat. Creștinul după fire are nevoie de argumente. Cel după Duh știe din el. Și dacă îți trebuie argumente, cam gândește-te pe unde te afli. Revin. Prietenul, fostul meu coleg, a zis așa, băieți, știți de ce nu doresc să mergem pe acest drum? Uite de ce. Eu cred în învierea morților. De aia. Numai asta dacă ți-ai pune în față. Cred în înviere. Cred în revenirea lui Iisus Hristos. Cred că va veni o zi în care voi sta în fața Lui. Creștinii după Duh sunt animați de această speranță. Haidem acum să mergem spre încheiere. Creștin după fire pământească, creștin după Duh. Unde ești? Unde va trebui să fii? Pentru toți aceia dintre dumneavoastră care ați spus, slavă Domnului, mă recunosc și mă regăsesc între aceia care sunt creștini după Duh. Bucurați-vă de această constatare. Însă nu uitați ce a spus Apostolul Pavel. Grijă mare, ca nu cumva ce ați început în Duhul să sfârșiți în firea pământească. Grijă mare. Pe de altă parte, cineva ar putea să spună, mai am până să mă recunoască și pe mine Dumnezeu. Vestea cea bună este că minunea se poate întâmpla într-o clipă chiar în seara aceasta. Aici, în timpul unei rugăciuni, poți să-ți deschizi sufletul în fața lui Iisus Hristos și să devii creștin autentic, permițând nu doar învățăturilor lui Iisus, nu doar culturii Domnului Iisus să te influențeze, ci de data aceasta lui Iisus. De data aceasta, El să vină, nu doar vorbele Lui sau ideii de la El. El să vină. E o mare diferență. E o mare diferență. Și într-o zi, o să o spuneți în gură mare, să știi, fratele, că e mare diferență între a accepta o idee a lui Iisus și a accepta pe Iisus. La Domnul Iisus vă chem. Și El ne va face creștini după Duh. Țineți minte. Identitatea unui om se configurează în jurul a patru mari valori. Dumnezeu, neamul, familia și genul. Am vorbit în seara aceasta despre credința în Dumnezeu. Să fim creștini după Duh. Amin. Amin. Amin.